Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au indisponibilizat articole de îmbrăcăminte de contrabandă în valoare de peste 15.800 de lei. În data de 14 decembrie, polițiștii au verificat o societate comercială din Comuna Spanțov, județul călăraș, fiind constatat o infracțiune de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. De asemenea, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor un număr de 23 de articole vestimentare, a căror valoare era de 15.840 de lei. Activitățile vor continua și în perioada următoare, obiectivul fiind menținerea unui climat de legalitate în activitatea economică și protejarea consumului. Consumatorului.